Iulie e bună dimineața, bună dimineața. Sunt și ție și invitatul. Foarte curioasă și nerăbdătoare, aveți atâtea lucruri interesante Bună dimineața, acolo. da, eu deja mi-am pus uh, aplicația despre care vom discuta astăzi pe uh, tabletă uh -huh. și o să vă arătăm cum au evoluat uh, experimentele de la forma lor uh, fizică, nu? Clasică da. clasică, da. Clasică, da, așa, da. la cele făcute pe uh, tabletă cu ajutorul unei... Aplicație, o aplicație făcută de un român de invitatul meu de astăzi, este vorba despre aplicația Mendelev, da. disponibilă pentru dispozitivele cu IOS și este o aplicație gratuită care, atenție, a fost descărcată deja de peste un milion de oameni, îmi spuneai. Un milion și jumătate. Da, de Din 147 de 148, 148 de, 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 de țări, incredibil, în ultimii 5 ani. 5 ani deci, da. există deja, și este folosită și la clasă de foarte mulți elevi și profesor tocmai pentru a învăța chimia într-un mod interactiv. Așadar, vreau să fac eu prima oară un experiment dacă îmi dai seama, dacă îmi dai voie. O să arăt acum foarte ușor prin intermediul tabletei. Uite, aleg un experiment, aleg substanțele de care am nevoie și văd că. Mi se oferă și explicațiile, atât înaintea experimentului, cât și uh, după, sub forma unei concluzii. Concluzii, da? Uite, acum o să iau eu un alt experiment și te rog să-mi explici tu exact pașii. Deci aleg. Gluconatul de calciu, da? Da. Pe care cumva experimentul este atipic, pentru că gluconatul de calciu aici este colorat pentru a da un efect mult mai interesant. Da? Gluconatul de calciu este folosit când avem lipsă de calciu da? în organism, deci se găsește la farmacii. Și, în acest caz, dacă este încălzit puternic o flacără, se expandează e ca un fel de șarpe, așa, misterios. Aș vrea și să menționez că aceste experimente sunt făcute doar în aplicație, exact. da? Este un mod mult mai sigur. De a folosi într -a astfel de într-adevăr unele experimente sunt periculoase și pot fi efectuate doar în mediul, online, doar, doar în, în formă, digitală, virtual, pe, formă digitală, pe formă digitală pentru tabletă. Ca acasă sau un în laboratoarele din școli ar fi mult prea periculos. Și dacă ajungeți să învățați uh, foarte multe lucruri despre chimie, atunci vă va fi mult mai ușor să faceți și uh, un experiment clasic, nu? Da. Tu ne-ai pregătit aici o serie de experimente și primul se numește lumânarea magică, lumânarea așa mi-ai zis. Da, lumânarea magică, astăzi este ziua, ziua da. îndrăgostiților și am zis să fie o, o tântă și o temă colorată, da? Și putem să-l... Da, te rog. Da? Ok. În acest recipient avem apă plus colorant, da? Deci nu este vin. Vinul o să se bea probabil de da? O să Așa. punem cu, cu grijă în farfurie, da? Să nu pătăm. Ok. Așa, acum s-a acoperit textul. S-a acoperit, da, pentru că am folosit un, da. un marker cu ștergere uscată, ok? Așa, vom aprinde o lumânare, da? O punem în centru, farfurii. Ok. Ok. După cum știm, focul are nevoie de oxigen, da? Da. Acum vom acoperi, ne asigurăm că acoperim lumânarea. Acoperim lumânarea, da, și o să avem puțină puțină răbdare, da? Și vedem cum borcanul se umple? Se umple cu lichidul roșu, da, pentru că. Lichidul din farfurie. Lichidul din farfurie, da, pentru că oxigenul este consumat în interiorul borcanului de experiment și se creează un efect. Da. da. Se creează un efect de, de sucție și acesta este efectul experimentului. E din edi de a spăla farfuria, să spunem. Da, da, și un experiment simplu care poate fi făcut acasă și de copii și de părinți. Este un mediu sigur. Și dar... de romantici în seara aceasta, da. nu? <laughs> exact. Că implică o lumânare. Bun. <laughs> Ți-a plăcut, nu? Da. da. Acum putem folosi, că Putem da, și balonul. Și acest balon, da, și să zicem că cei doi cuplu romantic își dorește totul să mănânce din această salată de hârtie crep creponată. Da, și atunci deci aici avem salata de hârtie creponată, creponată da. sper că se și vede la cameră. vom încărca... Ia. Stai să și arătăm. Așa, vom încărca electrostatic cu energie electrostatică acest balon, Ok. în speranța că îndrăgostitul zilei va mânca cu poftă din... Și da, începe să mănânce și este încântat de salata de. Este un experiment simplu pentru, da. pentru cei mici. Exact. Uh, iubirii sale au <laughs> lăsat o cheală. Da. Nu face asta. Așa, bun. <laughs> Mai avem timp pentru. Mai avem timp pentru un experiment scurt. Scurt, ok. Scurt. Atunci o să te rog să alegi dintre aceste două baloane, da? Da. Vom face. Bun, avem. Okay. ok, pe acesta, bun. Avem aici, l-am denumit balonul Buculcaș, oțet, oțetul, îl găsim în casă dar și la magazin. Acest balon conține bicarbonat de sodiu. Bicarbonatul de sodiu este o bază, oțetul este un acid. Nu explodează nimic, da? A, să sperăm că nu. Păi nu ai, n ai răspuns bine. Ba, bineînțeles că nu explodează nimic. Dioxid de carbon, mă gândesc, Bun. Nu? Singură, stai. A, așa, vom acoperi Așa. Sticla. sticla și acum experimentul poate fi efectuat în mai multe moduri eu am ales să pun bicarbonatul de sodiu aici am pentru sticla. a limita această uh -huh. da? okay. această reacție pentru a fi sigur că într-adevăr nu, nu explodează nimic da? și efectul este foarte haios pentru că balonul se umflă bicarbonatul de sodiu intrând da? în contact cu acidul Mulțumim cu ațetul, foarte mult Mulțumim plocere. foarte mult Daniel Daniel Jitariu, în dimineața aceasta, alături de noi. Ne întâlnim cu el și la ora 10. O să facem și atunci uh, experimente, atât pe tabletă, cât și uh, în forma lor clasică. Cum se numește aplicația? Mendelev. 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 M -e. Da. Okay. O puteți accesa și voi. Este gratuită pentru dispozitivele cu iOS.